așteptați un adversar din, din primul eșalon aici la Ocna Mureș? Foarte de mult. Ce înseamnă pentru oraș, pentru comunitate, calificarea în grupele Cupei României? Ce impact a avut calificarea? Care a fost atmosfera în localitate după meciul cu Slatina? Deci după meciul cu Slatina era o nebunie în oraș, la toate colțurile se vorbea doar de fotbal, de Ocna Mureș, de Soda Ocna Mureș. Ați văzut pe rețelele de socializare, pe Facebook, în mass media, tot de Ocna Mureș, în județul Alba. E un lucru mare pentru noi și felicităm băieții pe acest și pe antrenorul Dan Roman pentru satisfacțiile pe care le-a adus până acum și sperăm în continuare să fie tot la fel. Ce simți tu pentru echipa asta? A fost un meci foarte frumos înainte când am bătut la Tope și îmi place ce Soda, ce sunt echipă la Soda. Joci fotbal la Soda? Da. Hai Soda, dragă, hai Soda! Luptă, ci vei câștiga. Hai Soda, dragă, hai Soda! Luptă, ci vei câștiga. La 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 la. Hei, hai Soda! Hei, hai Soda! Hei, hai Soda! La ce vârstă ați pășit prima dată pe Stadionul Dragostei? Cam la 6-7 ani, dacă de mic ne duceam la meci. Era echipa atunci tot așa în Liga 3, în divizia C se numea atunci. Și în fiecare duminică dimineața de la ora 11 era o tradiție în oraș să mergea la stadion cu mic, cu mare, cu părinții, cu bunicii. Pentru Ocna Mureș, pentru comunitate, pentru echipă, pentru dumneavoastră, calificarea în grupele Cupei României și care a fost impactul acestei calificări asupra orașului? Sper că pentru orașul Ocna Mureș să fie un pas înainte, adică copiii, pentru că sunt multe probleme la bază, deci copiii nu mai prea frecventează junior, la pitici și la junior. Deci avem tot mai puțin copii. Și sperăm cu această ocazie, că ne-am calificat în grupele Cupei Românie, să sperăm că atragem mai mult tineret. Și pentru orașul Ocna Mureș a fost un impact foarte mare, să știți. Deci foarte multă lume ne întreabă, deci se ocupă de fotbal. Deci tot timpul, de acum, de când s-o trage la sol, adică de când s-au făcut grupele Cupei României, toată lumea e implicată în fotbal. Asta e primul lucru care îl fac, fotbalul. A fost așa, o sărbătoare după calificare. Credeți că atmosfera de sărbătoare și energia asta care s-a format în jurul echipei va impulsiona pe jucătorii lui Dan Roman să dea și mai mult în teren, să-și depășească limitele azi în meciul cu Chindia Târgovișa? Păi pentru noi a fost o sărbătoare și este o sărbătoare tot timpul, sper până în 7 să nu avem alte probleme. În 7 decembrie, când e ultimul meci din grupă, cu Baia Mare. Și pentru elevii lui Dan Roman, în primul rând vreau să-l felicit pentru rezultatul care l-a avut aici la noi. Îi felicit și pe băieți și sper că astăzi ei să se depășească și să facă un meci bun. Un meci bun, deci m-am mai spus să tribuna să se bucure de fotbal și noi să ne bucurăm alături de ei. Răzvan! Așadar, aceasta este echipa Soda noastră dragă!
a intrat Ciorgă Băl. Alex, victoria astăzi și gol marcat. Da, a fost o victorie foarte muncită, am suferit mult. Golul marcat cu emoții, dar... Te-au tremurat picioarele? Nu neapărat, dar mă gândeam la soția mea că o să mă certe acasă dacă nu dau gol. Victorie foarte meritată și ne bucurăm foarte mult. Cum e să joci contra unui adversar din primul eșalon? Foarte greu. Noi nu avem condițiile lor, nici de recuperare, niciun fel. Foarte greu, cred că o să suferim mult pentru astea 90 de minute cât am alergat, dar le mulțumesc suporterilor și cred că a fost muncită victoria. Te așteptai să vă calificați în grupe și acum... Să aveți și punct sau puncte. Ne-am calificat în grupe după niște meciuri în care am fost și conduși și am dat și golul în 92. Ne bucurăm și acum chiar nu ne-am așteptat să batem, dar noi am zis că ce vine acum e un bonus pentru noi. Vă dăm un impuls suplimentar și pentru partida contra celor de la Craiova? Da. Îți dai seama că de-abia așteptăm să jucăm. Cu Liga 1 e altceva, noi suntem Liga 3-a. Și ce să zic, așteptăm meciul cu Craiova, cu foarte fericiți. Nu ne așteptăm să-i batem, dar noi jucăm fotbal. Azi ai dat gol lui Dinu Moldovan, chiar dacă a fost din penalti, voi ați jucat împreună, nu aici, la Unirea Alba Iulia. Ați reușit să vorbiți înainte de partidă? Da, chiar am vorbit înainte de partidă și am zis că îi dau gol. Bine, sub formă de glumă. Dar da, mă bucur, acum ce să fac, asta este. Pentru mine personal aceste puncte înseamnă foarte mult. Este o performanță la care, la pofida vârstei mele, este ceva uluitor, aș putea spune. Pentru echipă ne dă un foarte mare moral, că suntem puternici și putem face lucruri mari. Cum au fost zilele premergătoare partidei? Au fost cu emoții? A fost altă atmosferă decât de obicei în vestiar? Cum i-ai simțit pe colegii tăi? Cum te-ai simțit tu? A fost o atmosferă foarte bună. Nu ne-am emoționat foarte tare. Știam că va veni un joc dur, un joc frumos și ne-am bucurat de fotbal. Te așteptai și la victorie cu Chindia? În meciul acesta puteam să spun că speram. Era foarte frumos și chiar s-a adeverit. Este ceva uluitor să batem o echipă de Liga 1. Păi așteptați la fel de motivați și pe cei de la Craiova? Normal, îi așteptăm să jucăm și cu ei. Va fi un meci foarte frumos și acela, abia aștept. Mă așteptam la o atitudine foarte bună, la o ambiție foarte mare a jucătorilor, pentru că e un privilegiu pentru ei să întâlnească o echipă de Liga 1. Și normal că și-au depășit condiția în momentul de față și au reușit un joc foarte bun, au respectat tacticile ne-am cerut și se pare că am avut câștig de cauză la final de meci. Cum ai trăit tu de pe bancă acest joc împotriva unei formații din Superliga? Eu sunt obișnuit cu presiunea, îmi place foarte mult presiunea și pentru mine a fost ca un meci. Bine, a fost un meci frumos, dar s-a obișnuit cu presiunea și nu cred că s-a văzut la mine în momentul de față că am niște trăiri mai extraordinare. Într-adevăr mă bucur, dar eu vreau să continuăm pe drumul ăsta și să reușim și meciurile următoare să facem meciuri foarte bune. Eșec din păcate pentru voi astăzi, tu pe de altă parte te-ai întors acasă cumva, cum ai trăit meciul și să vii ca și adversar împotriva unei echipe din Alba? Bună seara, într-adevăr, o senzație aparte. N-am jucat niciodată cu cineva așa aproape de casă. Emoții, te copleșesc emoțiile, dar știam că e un meci greu. Jucam cu o echipă de Liga 3 care se motivează foarte bine când joci cu o echipă de primă scenă. Condiții destul de grele, dar asta nu e o scuză. Am pierdut,
Văd așa puțin demoralizat. Nu te așteptai? Nu mi s-a mai întâmplat, sincer, nici până acum. Nu mi s-a mai întâmplat să pierd cu echipa de Liga 3-a. Dar am 32 de ani, s-a întâmplat și asta. Trec peste, muncim și sper că la următoarele meciuri să demonstrez că a fost o greșeală. Alex Giurgiu spunea că a glumit, cumva ați glumit înaintea partidei, că va marca în poarta ta. Voi ați jucat împreună, da, la Unirea. Da, când am fost la Junior, am jucat împreună. Așa a fost să fie, a fost să bată el penaltul. Îi felicit, e o victorie mare pentru ei. Felicitări încă o dată și sper să câștige și următoarele meciuri.